Salut băștacarilor, ce faceți? Nu cred că am mai văzut în viața mea să pui o poză pe comunitate, știi? V-am pus o poză când mi-am spart telefonul, știi? Că doar cu voi mi l-am luat, știi? Cum ar veni și gen mi-a cerut o grămadă, gen să fac story time. Plus că erau lăicuite comentariile alea, am văzut un tip care a reușit să fac story time și avea el 1000 de like-uri la postare. Deci îți dai seama, eu nici nu mai sunt YouTuber aici, că nici eu n-am atât. Da, nu știu cum să reacționez, e bine, bă, nu știu, l-am mai pomenit. Bine, fiecare YouTuber face ce vrea, știi? Cu comunitatea lui și cu video lui. Eu îl vezi pe unul de 200.000 de abonați. Story time cum mi-am spart telefonul. Da. Primul rând vreau să-mi cer scuze că iar am postat foarte rar și da, de acum o să-mi revin că tot nu mai am ce face, nu mai am pe ce sta, că ăsta e cam așa cum ar veni, dar e ok. Asta nu o să fie un video foarte lung, că doar vă povestesc cum mi-am spart eu telefonul, dacă ultimul prost, adică nu știu dacă și-o mai spart telefonul, cineva cum mi l-am spart eu, deci la mine e diferit, bă. Nu te gândi că m-o suna cineva și am răspuns și mi-o, gen, l-am scăpat, sau că făceam o poză și l-am scăpat de la etajul 4, nu, bă, astea-s basic-uri, toată lumea face asta, eu nu spart telefonul așa. Era sâmbătă, era 4:30 dimineața când m-am trezit, trebuia să plec la Iași, aveam un microbus de la Iași pe la 5:10, trebuia să fiu acolo și gen m-am dus acolo și gen m-am urcat în microbus și am mers, ca să se face cu microbus. La 9 aveam un antrenament în Iași cu, v-am mai spus eu, cu sportul pe care îl practic eu, cu Kwankido, e un stil de arte marțiale și aveam la 9 un antrenament și am ajuns pe la 7 și ceva acolo, până în 7:30 mi se pare că am ajuns acolo. Normal, am stat o leacă în gară, că ce să faci, Iași, n-aveam unde să stăm, hotelul nu era liber atunci și am mers. Știi, am mers încet, ne-am urcat într-un taxi și ne-am dus acolo la sala polivalent. Cum era foarte devreme și nimeni nu vine cu o oră jumate înaintea antrenamentului, eram singuri acolo, știi, și ne-am așezat acolo. Era o, nu știu ce era, un fel de masă cu niște scaune, cred că era un fel de terasă acolo, dar nu era nimeni, era pustiu. Săraca nici aia de la terasă, nu cred că o deschis terasa la ce de vreme era. Da, deși cum era foarte, foarte foame și foarte, foarte somn, eram așa, într-o, deci eu nu mai eram eu, deci când mi-e somn e una, e grav, dacă mi-e și foame, deci e și mai grea, crede-mă, și eram așa, eram, deci nu mai eram eu, știi? Dat fiind faptului că mi-era foame, am zis, bă, hai să-mi scot un sandwich-el. Mi-am scos frumos sandwich-elul, toată lumea și-o scos sandwich-elul, păpam sandwich-el. Nu știu ce m-a apucat pe mine, dar nu știu ce m-a apucat pe mine să devin așa bun, să am empatie, să am recunoștință față de natură. Și vorbeam, frate, și vedeam acolo niște păsărele, știi, care veneau, niște vrăbiuțe de la miști care sar, de alea erau și au venit pe acolo, știi? Bă, și nu știu, pur și simplu m-a luat așa o stare de aia, adică nu știu la ce mă gândeam, gen, uite, păsărelele astea sunt așa, cu ce mi-au greșit mie, doar ele doar sar, știi, nici măcar nu poate să meargă, ele sar când merg, de fapt, știi, și uite, sunt drăguțe, săracele, cred că s-o săturați să mănânce frunze sau pietricele mici, eu știu. Frate, și văd mai multe păsărele cum vin acolo și fix gen aici stăteam eu și aici era marginea aia, știi, de lemn de la, eu știu ce era acolo, de la gardul ăla, știi? Gen așa e spart telefonul acum, dar o să vi-l arăt mai în detaliu sau cred că l-am arătat, nu știu, o să fac eu ceva, o tranziție de aia. Aveam telefonul așa, eu mâncam, dar uite bă ce drăguț, uite ce drăguț. Hai mă, cum să nu, mi-am pus telefonul așa pe picior, știi, cum să nu, l-am pus așa pe picior, știi? Picior, știi? Și după o să vă zic și de ce l-am pus pe picior, de ce am fost prost că l-am pus pe picior. Epa, mi-am dat semișul în mâna asta, parcă am rupt un pic, îmi țineam semișul așa, m-am pus aici, știi, un pic de pâiniță, dar și țineam așa, mă, și păsărica chiar era lângă, gen voia să vină, dar cred că era o leacă teamă și s-o aduna mai multe acolo. Se mai auzea de pe lângă mine că da, sigur o să vină să-ți ia din mână, dar eu eram acolo așa fericit, uite păsărica asta ce frumoasă, și după am zis, bă, chiar n-o să ia din mână, ia hai să-i dau eu jos. Bă, și când am vrut să-i dau la păsărică niște pâine, frate, să aibă ce mânca, am vrut să fiu bun, am vrut să-i dau la păsărică niște pâine, că să am empatie, să am recunoștință față de păsărele, de natură, de cer, de pământ, de tot. Fac, i-am dat pâinița jos, când a venit păsărica să ia pâinița, mie mi-a alunecat telefonul și a căzut. Și nu m-am uitat prima oară, n-am vrut să mă uit. L-am văzut, frate, mi eram cu sandwich-ul în mână și cu bucătura de sandwich în gură și l-am văzut așa cum stătea și era așa spartos, se vede cum are aer pe dedesubt, avea pietricele de-astea mici, crăpături, bă, și când l-am văzut așa spart. Deci eram atât de nervos, adică nu, da, eram nervos și supărat așa de tare, încât n-am putut să fac nimic, pur și simplu stăteam așa și mă gândeam, adică eram, nu mai puteam, eram, bravo. E bine. Cât timp până am de... Am aproape 3 săptămâni, cam așa. Cred că mi-aduc bine aminte când am postat video cu el, o intrat și în trending și mi-am adus aminte...
Da, în 2 săptămâni ai reușit să-l mutilezi. Bravo, e bine, bravo, ești tare, serios. L-am văzut așa și hai să vă zic de ce am fost prost acum. De când l-am luat am zis că bă, mă duc să-mi iau o husă. Nu conta ce husă, voiam neapărat să-mi iau o husă. Că mă gândeam că bă, ăsta alunecă, știi? Aici nu e chiar plastic pe spate, e un fel de sticlă așa, știi? Și mă gândeam, bă, ăsta alunecă de peste tot. Pur și simplu îl puneam și pe birou, bă, pe suprafețe plate. Bă, și-l vedeam așa cum cade, alunecă, parcă îl trăgea cineva, serios. Am zis, bă, mă duc să-mi iau o folie, o husă, o ceva, să-mi pun pe el. Am zis, da, mă duc, m-am dus odată, ce-i drept, n-am, adică am găsit, dar erau porcării de alea japțe, de alea, eu nu mi-au porcării de alea, știi, las că mă duc, eu am zis așa o zi, las că mă duc, eu am zis așa două, ia, las că mă duc, și-o trecut 3 săptămâni, nu m-am mai dus, nu m-am. Și ironia face că în Iași era planificat să mă duc acolo în palas, în mall-ul ăla de la Iași, să mă duc să-mi iau o husă, numai că după antrenament, numai că n-am mai apucat să mă duc după antrenament, că eu mi-am spart telefonul înainte de antrenament. Bravo! Da, și mă dați seama acum, mă doare o leacă zufletul când îl văd, mi-aduc aminte acum. Ce mi-aduc aminte? Că acum 3 zile mă uitam așa pe el, era așa de frumos și fie și acum nu văd nimic. Noroc că știu tastatura, că nu o văd, serios. Da, așa, uite o leacă ce am făcut, l-am mutilat efectiv, noroc că nu a atins aici, aveți-o dat pe lângă, nu a atins camera sau celălalt senzorul. În schimb aici e rupt în gură săracul de telefon, e săracul ce să fac. Concluzia este că atunci când vă luați un telefon nou să vă luați efectiv tot ce trebuie pe el, mai dă niște bani, ia-ți o folie de sticlă, nu cum am făcut eu, ia-ți și o husă pe spate, nu cum am făcut eu, că așa trebuie. Iar morala este să nu amâni. Eu am amânat 3 săptămâni, 2 săptămâni cât am amânat, am avut timp într-adevăr, dar nu m-am dus. Hai, am amânat, trebuia să așa, acum eu ce, să mă duc să-mi iau husă, dar pentru ce să mai iau? Pot să-l spar mai tare? Nu mai pot, dracu, să-l spar peste de unde să mai spargă, nu mai pot să mai spar. Da, trist, mă rog, voi ați vrut să fac story time-ul ăsta, dar poate v-am mai deschis mințile unora, poate că n-aveți husă, duceți-vă și luați-vă, săracul telefon, și când îl scapi procesorul ăla dinăuntru, dai seama, rămuții aia mici așa, da? Vă placa lui de bază aia micuță, dai seama că de așa se face înăuntru, se strică, nu mai merge după. Da, cam ăsta a fost videoclipul, na, eu vi l-am povestit, voi ați vrut, aia e, ne vedem cu bine data viitoare, poate repar și telefonul cândva, dar nu-i plănuit acum, trebuie să sufăr acum să mă uit așa la el, trebuie să sufăr. Aveți grijă de voi și de telefoanele voastre, nu uitați să dați un follow pe Instagram, un videoclip pentru reacții sau niște idei și ne vedem. Pa, bă! Era o fete, s-a căzut într-un puț, televiziunea a ajuns și noi am aflat. Știam deja totul când eram copil, civilizația voastră m-a obligat. Nu te-ai ținut de cuvânt de acum, te vei împiedica în paturi de spital.